Iisus Hristos pentru mine este Domn, este Mântuitor, este Cel care mi-a schimbat viața. Pentru mine, Iisus este Cel care mi-a descoperit adevărul și realitatea persoanei Lui, personalității Lui, este ceea ce m-a fascinat și m-a făcut să devin un ateu creștin. Iisus pentru mine acum este prietenul care mă iubește mai mult decât oricine și Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, Fiul lui Dumnezeu care este lângă mine întotdeauna. Prezența lui Iisus Hristos în lumea aceasta, acum suntem noi, este biserica și de aceea Iisus Hristos este o prezență continuă în lumea noastră pe care o asigurăm noi ca și copii ai Săi, ca și urmași ai Săi. Hristosul în care credem este Hristosul pe care Scriptura îl prezintă. Hristosul care în urma revelației Duhului Sfânt, dată autorilor Vechiului și Noului Testament, ne dau baza de date în funcție de care ni-l formăm, îl înțelegem pe Iisus Hristos. Iisus Hristos este pentru mine Fiul lui Dumnezeu sau așa cum atât de frumos încapsulează istoria bisericii acest crez, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Domnul Iisus pentru mine este Mântuitorul meu personal, este Fiul lui Dumnezeu, este Cel care este răspunsul lui Dumnezeu pentru căutarea omului, pentru mântuirea lui personală. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne poate mântui și Cel care ne arată cum să trăim în lumea aceasta. Pentru mine Iisus este prietenul meu, salvatorul sufletului meu și este Cel cu care umblu în fiecare zi. Este acela cu care vreau să-mi petrec veșnicia. Am crescut într-o lume care nu credea în Dumnezeu sau în ateism, am fost un ateu și când am auzit despre Iisus și despre ce a făcut El, mi s-a părut foarte intrigant și apoi când l-am cunoscut în mod personal, este persoana cea mai importantă din univers pentru mine.